președinte al Consiliului Județean, domnule viceprimar, domnule colonel, domnule comandant, iubiți credincioși, dragi tineri și copii. În această seară, cu mari emoții, dar cu bucurie, îmi revine o misiune destul de importantă, grea, dar extraordinar de frumoasă. Să vorbesc despre autorul acestei cărți, despre Părintele Dumitru Cobzaru. Înainte de a vă spune câteva gânduri despre biografia autorului, aș dori să subliniez câteva aspecte legate de două lucruri elementare și esențiale pe care le-am simțit în acești ani, de când l-am cunoscut pe Părintele Dumitru. Cu bucurie și cu emoție îmi amintesc de toamna anului 1999, când împreună cu un coleg de la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, am mers cu trenul până la Dej, de la Cluj, să ne spovedim la un părinte tânăr. Eu am auzit de la Mănăstirea Nicula de Părintele Dumitru Cobzaru și colegul meu m-a luat cu el și astfel am mers împreună și l-am întâlnit pentru prima dată, față către față, în taina spovedaniei pe Părintele Dumitru. Și de atunci și până acum m-am legat tot mai puternic sufletește de Sfinția sa. Astfel am înțeles că ne-am dat seama că este un prieten adevărat, dar și un părinte duhovnicesc. Și am înțeles că, în mod practic, caracterul sacramental, dar și cel pedagogic al duhovniciei. Și totodată că mesajul pe care Sfântul Paisie Aghioritul l-a transmis la un moment dat este din ce în ce mai actual și mai valabil. Și spunea Sfântul Paisie lucrul următor. Tânărul are nevoie de un povățuitor duhovnicesc care să-l sfătuiască și de care să asculte ca să călătorească cu siguranță, fără primejdii, fără frică și fără să se împotmolească. Însă, în același timp, mi-am dat seama că pentru a ajunge aici nu este o cale scurtă. Spunea Părintele Teofil Părăianu că trebuie să ajungi să-l simți pe duhovnic ca un prieten, ca un frate. Trebuie să-l cauți până îl găsești, iar când l-ai găsit, să știi că nu este altul mai bun decât el. Probabil că această traiectorie începe atunci când simțim nevoia de destăinuire și căutăm Părintele potrivit. Ce înseamnă, de fapt, potrivit în acest context? E nevoie de o compatibilitate între duhovnic și fiul său, nu doar din prisma unei comunicări mai facile, cât din necesitatea de a găsi acel părinte care să fie temelie la evoluția spirituală a fiului. Și astfel, devenim din ce în ce mai conștienți de faptul că, așa cum spunea Sfântul Siloan Atonitul, duhovnicul însăvârșește slujirea sa în Duhul Sfânt și de aceea trebuie să avem evlavie față de el. În Vechiul Testament, în Cartea Ieșirii, capitolul 23, spunea Dumnezeul lui Israel, Îngerul meu, povățuitorul meu. Îl numește Dumnezeu pe Părintele Îndrumător, Îngerul meu. Iată cum se raportează Dumnezeu la clerici, biserici. Îi numește îngeri. Și ce este un înger? Un vestitor, un povățuitor, un călăuzitor. Această chemare o are Părintele nostru duhovnicesc. El este îngerul nostru păzitor, povățuitor și mustrător de multe ori. Și este bine să avem înscrisă în inima noastră această imagine, acest cuvânt al lui Dumnezeu, îngerul meu, povățuitorul meu. Sunt convins că fiecare dintre cei care suntem prezenți în această seară, în această minunată biserică, avem prieteni. Dar în același timp, pentru că suntem ființe, că nu suntem ființe perfecte, ci perfectibile, căutăm să dăm definiții prieteniei
Și deseori ni se schimbă prietenii. Înțeleptul Solomon în Cartea Pildelor a dat o definiție scurtă prieteniei pe care eu de foarte multe ori o dau ca și exemplu tinerilor și copiilor pentru a urma. Spunea înțeleptul Solomon așa: prietenul iubește în orice vreme, iar în nenorocire este ca și un frate. Un prieten adevărat te prinde de mână și îți atinge inima. Te vizitează deseori în rugăciune. Cine nu ar vrea să aibă un prieten pe care să-l păstreze până la sfârșitul vieții? Un prieten care să te înțeleagă mereu, care să-ți fie alături oricând îți este greu, în care să ai toată încrederea și căruia să-i împărtășești cele mai întunecate colțuri din inima ta. Astfel, eu am întâlnit în Părintele Dumitru duhovnicia, aspectul sacramental, dar și cel pedagogic al duhovniciei, adică al prieteniei. Și astfel, crearea duhovniciei și a prieteniei se intersectează atunci când găsim un părinte potrivit. Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru s-a născut la data de 18 martie 1972 în localitatea Costuleni, județul Iași, din părinți ortodoxi Neculai și Ecaterina. Școala generală și treapta întâi de liceu le-a absolvit în localitatea Bălan, județul Harghita, 1978 până în 1986. A absolvit seminarul teologic ortodox din Cluj-Napoca în 1994, absolvind cu media 9,87 și elaborând de drept teză monografia Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului Nicula, lucrare publicată în mai multe ediții, în 1999, 2001, 2002 și 2010. În anul 1998 a urmat studii aprofundate de master în cadrul aceleași universități pe care le-a absolvit în anul 1999. În vara anului 1990 a intrat ca frate la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, unde a fost tuns în rasofor și apoi chirotonit diacon în 24 martie și respectiv 6 aprilie 1991. Cu data de 15 ianuarie 1992 s-a transferat la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Nicula, unde a fost călugărit în 30 septembrie 1992 și hirotonit ieromonah la 1 octombrie 1992. De-a lungul timpului, pe lângă ascultările de secretar și eclesiar avute la Nicula, a îndeplinit diferite ascultări în afara ei, ca de pildă egumen la Mănăstirea Sfânta Treime din Soborul de Câmpie în anul 1994, duhovnic la Mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca din Dobrich în anul 1995, pedagog la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca de-a lungul anului școlar 1997-1996 și 1997, precum și preot militar la garnizoana Dej în 1999 și anul 2000, unde a amenajat și o capelă. În perioada 1 octombrie 2000 și 8 ianuarie 2009 a fost stareț al Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Nicula, unde a demarat împreună cu înaltă Sfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu Anania programul de rectitorire a străvechii vetre monahale. Astfel s-au construit o nouă și monumentală biserică și o casă de creație, astăzi Casa Mitropolitului Bartolomeu, care cuprinde reședința chiriacului, atelierele de pictură, biblioteca și muzeul. De asemenea, s-au construit centrul de conferințe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și o eurofermă din programul de finanțare SAPAR. A condus în calitate de reprezentant al Asociatului Unic Mănăstirea Nicula SECE Ecclesia SRL, prin care a accesat fonduri europene în perioada 2003 și 2009.
De asemenea, a fondat editura Eclesia Mănăstirii Nicula în anul 2001, fiind totodată și membru fondator al Fundației Mitropolitul Bartolomeu din anul 2008. Dar ce Mihăilescu spunea la un moment dat în această carte pe care o să o primiți fiecare dintre dumneavoastră, un lucru extraordinar despre Părintele Dumitru, cât timp a stat la Nicula, îl citez. În cei 9 ani de mândră stăreție de la Mănăstirea Nicula, și-a împlinit Părintele definitiv amploarea ultraconstructivă în sufletul, statura și biografia domniei sale. În perioada 2002-2008, a fost președintele consistorului monahal eparhial, iar din 2012 este membru titular în consistorul superior bisericesc monahal. În prezent este exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, numit la 1 mai 2008 și slujitor la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca din 8 ianuarie 2009. Părintele a fost hirotonit, tuns, protosingel în anul 2002 și în 2000 și arhimandrit în anul 2002. Iar ca și distinții aș aminti crucea patriarhală a Patriarhiei Ecumenice primită în anul 2004 și crucea patriarhală a Patriarhiei Române în anul 2011. În perioada 2011-2014 a realizat emisiuni mărturii din viața monahală în calitate de colaborator al Radio de Renașterea. Este autorul mai multor volume pe care o să le citesc în fața dumneavoastră. Monografia Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Nicula, Predici, volumul 1, Cluj-Napoca, a apărut la Retura Renașterea în 2012, de asemenea, Predici, volumul 2, volumul 3, în anul 2012 până în anul 2014. Și Fiule, m-am vrut să scriu candelă de ceas târziu, Cluj-Napoca, Editura Renașterea 2014. De asemenea, Predici, volumul al 4-lea, Editura Renașterea în 2015, Amvon, Predici la Duminicile de peste an, volumul 1, Editura Renașterea în 2016. Și Amvon, Predici la Praznicele Împărătești ale Maicii Domnului, volumul 2, Editura Renașterea la Cluj-Napoca 2016. Și iată 17. Și iată cum spunea Părintele Director, anul acesta, Fiule, m-am vrut să fiu candelă de ceas târziu, a fost tradus în spaniolă și a apărut la Editura Renașterea în cursul acestui an. De asemenea, Părintele Arhimandrit a participat la numeroase conferințe pe care nu le-am mai enumerat aici, că sunt foarte, foarte multe, și a coordonat împreună cu Preasfințitul Vasile Someșanul volumul aniversar Nicula Icoana Neamului. 450 de ani de atestare documentară a Mănăstirii Ortodoxe Nicula. 1552-2002. Editura Eclesia Nicula 2002. Iar în anul 2016 a îngrijit și prefațat volumul Tudor Claudiu Talos, un ucenic de-al Părintelui Dumitru care a plecat în lumea dreptilor. În memoria a apărut la Editura Renașterea. Iubiții mei, mulți dintre dumneavoastră care sunteți prezenți în această seară aici, îl cunoașteți foarte bine pe Părintele Dumitru. Foarte mulți dintre noi suntem ucenicii Părintele Dumitru, începând de la stare de mănăstire și până la cei mai mici creștini care sunt în biserica noastră. Bogata experiență duhovnicească a Părintelui, și nu numai cea duhovnicească, ci și culturală și administrativă, este evidentă și vizibilă acum, prin prezența dumneavoastră, a numeroșilor credincioși și a fiilor duhovnicești, care sunteți astăzi în biserică și ați umplut Biserica Ortodoxă Sfânta Sfinții Trei Ierarhi din Bistrița. Părintele Arsenie Papacioc afirma la un moment dat, și citez, pentru cel care are un duhovnic, care nu are un duhovnic, este o pierdere. Pentru că un popor trăiește prin duhovnicii săi. În această carte, despre care va vorbi domnul Olimpiu Nușfelean,
Se dezvăluie latura de autor a Părintelui Dumitru, un autor ancorat în legătura spirituală extrem de puternică, pe care o creează cu fiii săi duhovnicești. Să fii călugăr, dar să ai și fii duhovnicești, adică să îți rupi inima în sute de bucățele pentru fiecare, trebuie să-ți dai câte o bucățică. În această seară, repet, și cu aceasta închei intervenția mea, se poate observa în câte este împărțită inima Părintelui Dumitru, duhovnicului nostru drag. Vă mulțumesc!